mulțumesc, eu sunt mare amatoare de ceai, în special de cel verde. Și eu la fel. Vezi? Și aici ne potrivim. Da, exact. Uite, Monica, eu pentru fiecare invitat fac o asociere. Da. Și am făcut o asociere pentru tine, vreau să arăt. Sunt foarte curioasă. Uite. Așa, e un lan de grâu? Da, este vorba despre un lan de grâu. Așa. Și îți explic imediat de ce te-am asociat cu un lan de grâu. Pentru că eu personal, când mă uit la un lan de grâu, îl văd foarte plin de soare, chiar și atunci când cerul este înnorat. Uite, asta este asocierea mea pentru mine. Mie îmi pare că tu ești întotdeauna plină de lumină, chiar dacă uneori ai nori deasupra capului. Mulțumesc, este o asociere frumoasă, neașteptată, e adevărat, pentru mine, pentru că, știi, pâinea este calificată întotdeauna și ca ceva foarte și foarte cu minte, are niște atitudini de, din partea oamenilor de apreciere ca și ceva sfânt și așa mai departe. Cald. Ceva cald, așa, ceva da. Mai puțin, cred că, care m-ar determina să cred că eu aș avea ceva sublim în mine, la fel cum este pâinea, dar este foarte frumoasă această, cum să spun eu ție, asociere, nu poate să nu-mi placă, pentru că lanul de grâu dat în pârg este ceva care întotdeauna îți produce sentimentul de liniște sufletească. Deci dacă este pâine încolțită și cerul deasupra este senin și roadă, înseamnă că slavă Domnului. Până în iarnă, efectiv, sau până în primăvara următoare, supraviețuim. Așa că îți mulțumesc pentru această asociere frumoasă. Sper să... Mă bucur că ți-a plăcut. Dar până la etapa pâinii... Mai e. Și eu aș vrea să luăm așa cap-coadă. Da. Și mai întâi, uite ce vreau să te întreb. Tu ai un nume foarte deosebit pentru regiunea noastră. Și numele tău este cald. Mie îmi sună foarte cald. Monica. Cine ți-a dat acest nume? De unde vine el? Da, mulțumesc pentru întrebare. Adevărul este că... Te-a mai întrebat cineva vreodată? De foarte multe ori. Dar în interviuri? Da, în interviuri niciodată. Și mi-e drag să-ți răspund la această întrebare, pentru că ea este legată de părinții mei, pe care îi iubesc foarte și foarte mult. Numele vine de la părinții mei și ei au fost întotdeauna niște intelectuali de la țară, dar cu adevărat profunzi și mari iubitori de lecturi. Și maica mea, atunci când era însărcinată cu mine, pentru că este istoric, era profesoară de istorie și a citit întotdeauna, noi am avut o bibliotecă care se completa de-a lungul anilor cu foarte multă literatură istorică, fie că era vorba de beletristică, fie că era vorba de literatură documentală, memorii și așa mai departe. Ei bine, atunci tocmai citea o carte despre mișcarea de rezistență din Franța. Aha. Și una din eroinele acestei cărți se numea Monica. Monica, așa îmi ziceau părinții, cu accentul părinții pe O. Ziceau Monica. Da, exact, exact. Da. Dar eu apreciez ambele formule, pentru că depinde cum se simte mai confortabil omul cu care vorbește cu mine. Așa. Ei bine, Monica, și s-a întâmplat că m-am născut în martie 64, așa. Și bineînțeles, când părinții mei au mers la oficiul de stare civilă să facă această înregistrare, toată lumea a fost aproape de comă, pentru că acest nume era foarte puțin cunoscut în Republica Moldova și bineînțeles că au fost foarte multe întrebări, dar ei au insistat și acest lucru a rămas. Și pe parcursul întregii mele vieți, de la școală, de la olimpiadele raionale și republicane, până la facultate, când toată lumea mă întreba, chiar așa te cheamă Monica sau Monica? Așa este și în pașaport. Zic, da, așa este. Și atât le povesteam această istorie. Eu, în general, cred că numele determină foarte mult. Tu te-ai simțit confortabil da. Cu numele ăsta? Da, nu știu chiar de ce, dar nu... apăreau întrebări, tu te simți. Da, mă simțeam confortabil. Mi se pare că ți se potrivește perfect. Nu știu. Greu de spus. El are diverse semnificații, acest nume, dar probabil că este cel care s-a mulat perfect peste ființa mea. Mama ta este istoric. Așa este. Așa. Și tu ești istoric. Da. Da. Acum eu aș vrea să te întreb dacă o personalitate istorică, există o personalitate istorică pe care o apreciezi,
o personalitate care o cunoaște toată lumea și ce calități apreciezi și dacă crezi că ai fost influențată și în acest aspect oarecum. Știi, Sanda, eu aș vrea să fiu foarte sinceră și trebuie să spun că în viața mea eu am fost ferită, nu știu cum, de sentimentul de închinare în fața oricui, inclusiv și a căreiva personalități. Deci, eu nu pot să zic că am avut o persoană care să-mi fi servit într-un fel, un model în viață și așa mai departe. Un deci, idol. Un idol, exact. Da. Deci, deși foarte multe dintre ele le-am admirat pentru calitățile lor și ele au fost foarte diferite, de la Napoleon până la Churchill, de la, să zicem, Regina Maria a României până la Margaret Thatcher și așa mai departe. Deci, cumulativ, mai multe din calitățile acestor personalități m-au inspirat. Care? Care te-au inspirat cel mai mult? În general, mi-au plăcut foarte mult oamenii care au știut să își urmeze un crez. Așa. Oamenii care, poate nu din copilărie, în general nu prea cred în chestiile astea, dacă doar nu ne referim la persoanele care vin din lumea artisticului. Persoanele de talent care, într-adevăr, se manifestă precum, să zicem, un Giotto, cel puțin așa spune legenda, un pictor prerenascentist care, desenând pe, și fiind un copil dintr-o familie săracă, din Toscana italiană, deci la 9 ani de zile, fiind păstor, a fost observat de un mare pictor al epocii, Cimabue, cum picta pe pietrele de alături de oițele sale, după care a devenit marele Giotto, care a fost, într-un fel, părintele renașterei italiene. Bun, dacă facem abstracție de oamenii care vin din zona culturii, în general, eu cred că oamenii își dau seama în perioada adolescenței, poate, de faptul că ar vrea să facă ceva sau că au un crez. Și oamenii care urmează crezul său și care este foarte dificil să ți-l realizezi, în fond, pentru oricine, având bani, neavând bani, poate mai ușor pentru cei care vin din familii mai mult sau mai puțin înstărite, unde care deja există un crez de generații. Exact, exact. Mai puțin pentru cei care vin din familiile, să zicem, mai defavorizate, dar în general oamenii care și-au urmat crezul au fost cei care au determinat istoria și care au rămas în această istorie în calitate de personalități. Uite, despre un ministru al culturii se cunoaște în general că este responsabil pentru patrimoniul cultural al țării, pentru promovarea culturii în interiorul și în exteriorul țării. Trebuie să ai grijă de artiștii noștri. Dar se cunoaște mai puțin și iarăși cred că nu ți-a pus nimeni această întrebare. Care a fost evoluția ta culturală? Ce influențe culturale ai avut? Ce ți-a plăcut să asculți? Ce muzică? Ce filme să privești? Ce cărți să citești? Știți, când mi se spune acum că... Și sunt extrem de fericită că mi s-a spus de mai multe ori acest lucru. Că zice... Doamna, atunci când ați venit în mandat, eram foarte sceptici vis-a-vis de... Așa am auzit și eu, păreri sceptice. Mai mult decât atât. Eu mi-aduc aminte foarte bine prima mea evoluție în calitate de ministru. Era la festivalul filmului documentar Cronograf. Și eu am spus ceva ca să salut acești oameni extraordinari care fac festivalul documentar, pe care eu l-am văzut aproape în toate edițiile, în calitate de spectator. Și am ieșit pe scenă. Eu vreau să-ți spun că eu am simțit fizic acest scepticism care plana în sală. Așa? După care, peste o anumită perioadă de timp, mi s-a spus, știți, deziluziile, sau scepticismul, mai bine zis, a nostru a fost depășit. Și sunteți organică în această funcție. Nu vreau acum să mă laud, dar cel puțin zic că nu vă mai percepem ca o persoană din afara domeniului. Da. Asta și pentru că, așa cum bine spui, într-adevăr, probabil că am avut o predilecție pentru cultură în toate manifestările ei. Iarăși zic, probabil că este un noroc că familia mea, tatăl meu Nicolae Sava și mama mea Efimia Sava, adevărați intelectuali de la țară, mari iubitori de cultură, pentru că în satul meu Bardar, chiar dacă este un sat de rezești, de oameni foarte mândri din ăștia care știau să țină și la folclorul lor și la istoria lor și așa mai departe,
trebuia să faci un efort ca să ajungi, de exemplu, la teatru. Uh-huh. Bine, efortul nu era poate chiar așa de mare ca pentru cei de la Ochnița, pentru că Bardorul se află la 18 km de la Chișinău. Dar în acea perioadă nu circulau autobuse între satul meu și Chișinău. Ori părinții mei au făcut tot posibilul, la fel ca și pedagogii din școala mea, cărora le datorez foarte mult, ca copiii din școala mea să meargă cu abonament la Teatrul Național. Deci începând de la clasa a treia, eu am avut abonament per an la Teatrul Național, pe atunci Pușkin se numea. Da. Deci dragostea mea de teatru a fost inoculată atunci. Exact. Și îi țin minte pe toți actorii, începând de la cei în vârstă, Domnica Darienco, Kiril Știrbu, Arcadie Plățânda, Valeriu Cupcea, pe atunci tinerii Iurie Negoiță, Viorica Chircă și așa mai departe. Iată cât privește teatru. Părinții mei, pe cât era posibil pe atunci, mergeau în diverse călătorii în Uniunea Sovietică. Mergeau cu colectivul de pedagogi, cu cel din gospodăria agricolă de pe atunci, în Lituania, să zicem, în Leningrad, Sankt Petersburg, exact. În Moscova, așa. De acolo aduceau întotdeauna albumuri de fotografii și de arte plastice. Deci pentru mine Ermitajul, până a fi ajuns acolo în clasa 8-a cu excursia pe care ne-o organizau în fiecare vară pentru copiii care învățau bine la școală, eu știam deja toată pictura pre-renascentistă, renascentistă, modernistă, postmodernistă din aceste albumuri de picturi pe care mi le aduceau părinții mei. Ei, și acest noroc de a avea niște pedagogi inspirați care zic, în fiecare vară ne dădeau posibilitatea să vizităm și atunci am vizitat, ca să-mi aduc aminte foarte bine, Moscova cu toate muzeile sale, da, cu galeria Tretiakov, cu Piața Roșie, cu Muzeul Istoric, cu toate muzeile de arte plastice, pe urmă Sankt Petersburg, pe urmă Volgogradul, actualmente acest oraș cu iarăși multe semnificație culturală, nu tocmai pentru aceea că este Stalingrad, dar și din alte considerente. Deci acest lucru mi-a dat posibilitatea să mă ating de aceste valori culturale și nu numai să le ating, dar să mă îndrăgostesc de ele. După foarte care frumos. Acest lucru a devenit o permanență în viața mea. Da. La fel ca și muzica. Părinții mei erau mari admiratori ai muzicii de divers gen, și cea clasică și cea populară. La mine în casă se cânta. Se cânta la mesele de sărbătoare. Toți prietenii părinților mei. Și cânt și eu. Și îmi place să cânt, să știi. Da, îmi place să cânt și acest lucru, din păcate, îmi reușește mai puțin acum, pentru că am prea multe discursuri și îmi pierd vocea. Dar știi ce vreau să te întreb? Uite, dacă tu ai avea... ai fi un om de creație, ai fi o artistă, cine ai fi? Ai fi o pictoriță, o cântăreață, poate o actriță, poate un designer. Ce ți-ar place să faci în acest, adică ce domeniu al culturii l-ai cuprinde? Unde te-ai regăsit pe tine? Acum, ca să-ți spun că eu am și dansat 7 ani la școală și la facultate, ca să mă gândesc, ca să-ți dau un răspuns foarte sincer. Dansatoare! Uite ce ți-ar place. Probabil că totuși cântecul, pentru că ăsta probabil că mă caracterizează cel mai mult, dar nu sunt străină nici de design, pentru că aici, deși nici pe departe nu mă consider specialistă, pentru asta trebuie să ai școală specială. Ai un bun gust născut. Asta deja este un fundal pentru un bun designer. Mulțumesc, la fel, apropo, te admir pentru gustul pe care îl ai și îl manifesti întotdeauna. Vreau să spun că da, probabil că mai mult în cântec, dar cred că niciodată nu aș fi ajuns să fiu cântăreasă. Să spun de ce. Dincolo de marea mea predilecție pentru cultură, pentru muzică, pentru cântec, eu am foarte multă rațiune și eu nu știu dacă aș fi putut face față unui, de exemplu, unei vieți în show business, de exemplu, care mi se pare câteodată atât de dificilă și atât de diferită de modul meu de a vedea lucrurile, că probabil că trebuie să ai pentru asta vocație. Eu am dragoste, nu știu dacă, probabil că nu vocație, pentru că cântăreții noștri care își trăiesc viața în cântec au vocație și consideră că altceva și altfel nu pot trăi. Și bravo, așa trebuie și de făcut în meserie și acest lucru normal că îi caracterizează. Pe mine mai puțin.
Dar eu am citit undeva că tu ai zis că ți-ar place să scrii o carte. Iată, și asta mi-ar place, da. Eu cred că tu te-ai regăsit în mai multe domenii. Dar dacă ai scrie o carte despre viața ta, da. Adică dacă ai scrie o carte, ar fi despre general viața ta? Sau ar dacă fi un roman? Dacă aș scrie o carte, eu aș scrie o carte despre oameni. Despre oameni. Despre cu oameni. Care te-ai întâlnit. Inclusiv probabil că și despre mine. Despre oameni reali. Real. Imaginari. Da, bineînțeles. Yes. Bineînțeles. Despre percepția mea a acestora, în diferite ipostaze, în diferite vârste ale vieții, în diferite țări. Tu ai fost un psiholog bun. Dacă vrei să scrii o carte despre oameni, cum să nu fii un psiholog bun? Nu știu bine dacă aș fi. Poate. Pretind că aș putea să cred că înțeleg când îl întâlnesc pe un om pentru prima oară, dacă este omul meu, dacă mie mi-ar plăcea să comunic cu el în continuare, sau dacă este total diferit de ceea ce mie mi-ar place să întâlnesc în calitate de ființă umană cu care aș comunica. Și probabil că acest lucru tot mi-a ajutat în viață foarte mult. Monica, uite, tu ești un caz mai special în ceea ce privește evoluția ta în carieră și evoluția ta în familie. Mie, asta este percepția mea, pentru că eu te-am auzit nu odată vorbind cu tandrețe și respect despre soțul tău, răspunzându-l la telefon foarte frumos. Adică eu îmi dau seama că este o relație frumoasă de cuplu. Și totuși asta nu se întâmplă atât de des, să ai o evoluție frumoasă în carieră și să ai o relație frumoasă în cuplu. Uite, eu aș vrea să te întreb, ce ai făcut tu diferit ca să se întâmple asta și ce a făcut diferit soțul tău, poate vis-a-vis de alți bărbați, ca să se întâmple asta? Dragă Sanda, eu pretind întotdeauna că sunt sinceră, așa că trebuie să-ți spun și ție cu foarte multă sinceritate că din păcate n-am făcut nimic special pentru asta. N-am făcut nimic special și probabil că aici iarăși revenim la banalul noroc. Deci eu am avut norocul să-l întâlnesc nu foarte devreme, pentru că eu m-am căsătorit după normele de la noi, destul de târziu, la 28 de ani, deja după ce făcusem facultatea și postuniversitarele, cu un om la fel, care avea un pic mai mult decât mine, la fel deja cu o experiență anumită în viață, și percepția mea a fost până l-am întâlnit pe el, că nu întâlnisem pe nimeni cu care aș fi vrut să fac o familie, deși a fost totdeauna foarte sociabilă și am avut foarte mulți prieteni buni și admiratori. Da. De ce nu? Trebuie să recunosc. Nu mă îndoiesc. Dar iată, până l-am întâlnit pe soțul meu, eu n-am avut percepția că aș vrea să mă căsătoresc cu cineva. Ei bine, acest om cu care am făcut o familie și cu care avem o fetiță pe care o iubim enorm de mult, mulțumesc foarte mult, a fost cel care, diferit de alții, a făcut doar un singur lucru. El m-a acceptat așa cum sunt. Și dincolo de faptul ăsta că m-a acceptat, el are o calitate absolut specială să se bucure de succesele mele. Ai dreptate că așa ceva se întâlnește nu foarte des. Nu foarte des, da. În special la bărbați. Da. Or, eu alături de soțul meu m-am simțit întotdeauna foarte liber. Foarte liberă în deciziile mele pe care le-am consultat cu el. Dar niciodată nu am avut frica că o să-mi zică nu, sau nu este bine, sau de ce te duci acolo, sau de ce faci aia sau aia. Deci el a avut tot respectul vis-a-vis de personalitatea mea umană, la fel precum și eu. Și probabil că delegându-ne această libertate pe cât este posibil într-un cuplu și respectul pe care l-am avut, sper că am făcut o familie bună. De departe nu ideală, de departe nu lipsită de anumite cataclisme care se întâmplă în orice familie. Exact. Dar totuși acest lucru a fost determinant, dacă mă întreb vis-a-vis de cariera mea, care a putut să fie îmbinată exact cu familia. Exact asta te da. Întrebam. Familia da. Mea a fost extrem de tolerantă vis-a-vis de faptul că eu sunt un om foarte activ, da. Foarte sociabil. Foarte copilul meu și soțul meu nu sunt așa. Sunt diferiți, dar ei mă acceptă așa cum sunt ei. Și câteodată fac mișto de mine vis-a-vis de acest lucru. A zis mama, da. E suficient o persoană publică în familie, te rog frumos
Așa, pentru că, de exemplu, când mergem cu fica mea undeva la o cafea în oraș și ne place să mergem, câteodată i-a spus, te rog frumos, puneți șapca și ochelarii, pentru că altfel nu mai aparții, trebuie să zici bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Chiar vreau să te întreb, de ce este necesar să fii public? Uite, pentru tine aparițiile astea public, ce înseamnă? Pentru că eu urmăresc și alți funcționari care ar trebui, prin esență, să fie publici, despre activitatea cărora ar trebui să cunoaște mai multe lucruri, dar nu se întâmplă așa. De ce? De ce îi evită să fie publici? De ce ai luat tu această decizie? Adică vine doar din personalitatea ta sau mai sunt și alte criterii? Categoric sunt și alte criterii. Așa. Deci nu pot închipui un ministru al culturii care să lipsească de la evenimente. Și nu tu ești foarte prezent. Exact, dar și asta nu o fac de aceea ca să vin și să stau după aia la cameră, așa cum se întâmplă foarte des, pentru că deja prietenii fac glume pe seama mea, zice, domnule, la ce oră n-aș include televizorul, neapărat trebuie să te văd pe tine. Zic, dar genul ăsta, eu cred că foarte mult oameni... Mă cam jenează treaba asta, sincer, trebuie să se recunosc. Nu, eu cred că în felul ăsta foarte multă lume este mai atentă la eveniment. Probabil, dar eu zic că eu niciodată nu am făcut acest lucru pentru ca să apar eu în vizorul presiei. Eu merg la eveniment pentru că nu pot să-mi închip, asta este o condiție sine qua non pentru un ministru al culturii, care trebuie să vadă premierele de teatru, care trebuie să meargă la festivalurile internaționale, naționale, locale, care se produc acolo pentru a cunoaște. Așa, nu numai evenimentul cultural, dar mișcarea culturală, a vieții culturale care se produce. Să simte pulsul ăsta cultural. Exact, să comunice cu oamenii, cu acești oameni din cultură care sunt în mare parte prejudiciați de atenția, din păcate, poate că asta este o experiență a trecutului, sper. Cel puțin încercăm să schimbăm această percepție, pentru că ei percep atitudinea celor care sunt la guvernare ca una insuficientă vis-a-vis de ei și de foarte multe ori au dreptate. De aceea, aparițiile mele publice sunt absolut în armonie cu activitatea pe care o fac și nu se poate altfel. Uite, eu am senzația, dar cred că așa este și că tu mi-ai confirmat nu odată în discuția noastră de astăzi și în alte discuții. Tu întotdeauna vezi partea plină a paharului. Adică vreau să zic că ești un om optimist. Încerc să fiu. Încerci să fii. Cum îți reușește să vezi acea parte plină și să nu-ți alunece privirea în partea goală a paharului? Sau dacă se întâmplă, cum se întâmplă? Sunt lucruri foarte banale, în fond. Eu, în general, nu prea cred în chestii din astea bombastice. Când mă întreb dacă... Mai întâi, sigur că eu încerc să produc această impresie de optimism. Nu întotdeauna este chiar așa. Trebuie să-ți spun că atunci când, din păcate, nu văd prea plinul paharului, eu atunci încerc să mă inspir și sunt foarte multe lucruri care mă inspiră. Da. Pe mine mă poate inspira, de exemplu, un loc care mie îmi place foarte mult. Sau, ca să nu mai zic, de exemplu, dacă mă simt prost, îi dau telefon mamei mele și dacă îi aud vocea, eu am senzația, las că toate lucrurile sunt bune. Până la urmă totul e bine. Dacă o aud pe mama sau îi dau telefon Nicoletei mele sau îi fac un SMS și ea îmi trimite un smile sau o inimioară. Iarăși comunicarea cu oamenii, contactul cu oamenii, da, relațiile. Frumosul. Cu o carte care altădată mi-a produs senzații foarte, foarte, foarte frumoase. Și acest lucru îmi permite să-mi restabilesc, poate nu pe deplin, dar parțial, acea senzație pe care sper că o dau a optimismului. Și pe urmă, știi care e problema? Eu mă simt obligată să dăruiesc o lume. Nu știu de ce, nimeni nu m-a obligat, n-am semnat cu nimeni niciun fel de acorduri, dar mie îmi pare că trebuie să vin și să dau lumii senzația totul e bine. De la familia mea, de la părinții mei, de la fiica mea, soțul meu și cu
fost cu colegii mei de muncă, de exemplu. Nu știu de ce mă simt eu obligată să fiu așa. Eu te-am auzit o dată spunând că, uite, mă duc acolo, mă duc într-un sat la un concert, mă duc la o deschidere, la o inaugurare, la un festival. Da. Tu ești prezentă peste tot și chiar tu ai spus-o și asta este. Nu te duci cu ceva de multe ori, pentru că fondul Ministerului Culturii, da, lasă mult de dorit, mult de dorit, ca să spunem așa. Dar te duci cu ceva, cu o părticică din sufletul meu. Tău. Asta e adevărat. Și eu vreau să-ți spun un citat din Khalil Gerban. Este un filosof libanez care îmi place foarte mult și care spune așa: nu dați decât puțin când dați din ce al vostru. Dați mult mai mult când dați din voi înșivă. Așa este. Așa. Mie mi se pare că te caracterizează foarte mult. Dar tu oarecum ai răspuns deja la întrebarea pe care urma să ți-o pun. Cum reușești? De unde te inspiri? Cum îți încarci bateriile? Practic, asta este. Comunicarea, dar lucrurile simple, natura. Da. Și dragoste pentru oameni. Da. Dragoste pentru oameni sinceră. Pentru că atunci când nu iubești oamenii sau îi detești sau vezi în ei partea proastă a lucrurilor, care e adevărat că e foarte prezentă, asta te deprimă. Dar cine vrea să vadă în ochii altuia partea sa proastă? Exact, exact. Și atunci când tu reflecti partea pozitivă a omului, și omul îți răspunde cu același lucru și găsește în străfundul său tot ce are mai bun, e adevărat. Iată, spuneai că, uite, m-ai văzut plecând. Mulțumesc frumos, da, care este foarte bun. Apropo, trebuie să te întreb ce fel de ceai este. Mulțumesc. Te duci, de exemplu, la un festival care se numește La Nistru, la Mărgioară. Așa. Bun. Și întâlnești acolo oameni sărmani, sărmani în ce sens a cuvântului? În sensul că fiind depărtați de, mă rog, aturile civilizației care le avem într-un număr mai mare la Chișinău, dar iată că a plouat, de exemplu, și festivalul trebuie, mergând până la el, să te înglozi efectiv și să înțelegi că oamenii ce au alergat în cizme de gumă ca să pună mesele astea și așa mai departe. Deci tu te duci ca un ministru al culturii, nu foarte bogat, ca să nu zic sărac de tot, da? Și te duci să le zici ce să le zici oamenilor ăsta. Da, te duci să le zici: Doamne, oameni buni, vă mulțumesc că, iată, aici în sat, pe drumul ăsta plin de noroi și nu știu ce, voi ați adus prosoapele astea voastre, așa de frumos spălate și scrobite, și ați pus aici niște feluri de mâncare pe care, vai de mine, eu nu le-am cunoscut. Cum se numește? Nălăvancă se numește asta. Și ei sunt așa, nălăvancă, este, vezi că nici tu nu știai. Este un fel de plăcint, un fel de turtă care se face în Anenii Noi, într-o zonă... Mama mea e din Anenii Noi și eu vezi, nu știu ce e asta, nălăvancă. Mama mea, care este din zona transnistriană, mi-a zis că da, eu știu ce e asta, că i-am și povestit. Da. Este un fel de turtă, turnată, așa se zice, foarte gustoasă, un fel de chec mai puțin dulce, da, care se servește împreună cu năhutul cu carne. Iată, care le-am văzut aici la Anenii Noi și le-am spus foarte sincer: vai, dar sunteți geniali, eu nu știam că există așa ceva. Și eu am fost fericit. Ai descoperit multe lucruri, exact, în funcția aceasta, da, nu? Da, e adevărat, foarte multe. Știi ce vreau să te întreb încă despre artiștii noștri? Ce ai descoperit la ei? Ce calități pozitive și negative? Cum i-ai văzut tu? Cred că i-ai văzut acum altfel și mult mai profund i-ai cunoscut. Artiștii sunt geniali prin modul lor de a fi, copii. Ei sunt foarte asociați unor copii, pentru că, dincolo de faptul că fac lucruri frumoase, ei trebuie să lăudați, lăudați cât mai des, pentru că prin asta ei se simt încurajați, ei se simt geniali și trebuie să le spui lucrul ăsta cât mai des și așa mai departe. Și acest lucru, bine, îl cunoști. Dacă este adevărat sau și atunci când nu este? Când nu este adevărat, nu le spui că este genial, dar le spui: vai, cât de frumos și așa mai departe. Este. Dacă nu este foarte frumos, mai bine să înțelegi și să le spui niște lucruri: vai, ce bine arătați azi, de exemplu, și așa mai departe. Dar, în general, oamenii din cultură trebuie să... Asta nu înseamnă să-i minți. Nu, evit să mint totuși, evit să mint în general, mă strădui să mint, dar chiar dacă nu mă strădui, nu prea pot minți. Asta, să știi că este o calitate mai proastă pentru un om care face, care face politică. Da. Pentru că ajungem și la politică imediat. Dar ca să terminăm cu oamenii din cultură,
ceea ce într-un fel un pic m-a descurajat am fost să văd că sunt geloși unii pe alții, uh-huh. pe succesul unul altora. Uh-huh. În general, mai puțin dintre ei pot să se bucure, mai puțin chiar decât oamenii comuni, de al de noi. Da, pentru că nici oamenii de al de noi nu întotdeauna știu să se bucure de succesul unui altuia. Ei, în lumea culturii, în lumea artelor, acest lucru se întâmplă și mai rar. Dar probabil că vine undeva dintr-o luptă acerbă de a se afirma, de a-și arăta talentul, într-o luptă care, în mod firesc, se produce în lumea talentelor. Totuși, eu mi-aș dori mai multă generozitate aici. Dar, zi-mi, te rog, uite, artiștii, eu mi-am mai pus această întrebare și am auzit pe alții întrebându-se. Au talent, sunt talentați, sunt inspirați, sunt frumoși. Așa este. Deci ne aduc atâta frumusețe. Ne aduc atâta frumusețe. Lumină, da. De acord. De ce sunt sărați? Este o întrebare dureroasă, Sandra, și pentru mine, pentru că cunoșteam problemele cu care se confruntă mergând în salele de teatru, de exemplu, da? Sau mergând în librării și cunoscând condiția unui scriitor de la noi, pentru că din scris nu se poate trăi în toată lumea, în Moldova în mod special, pentru că nu se prea cumpără carte. De când sunt în mandatul unui ministru al culturii, mă simt într-un fel purtătoarea, dacă vrei, de responsabilitate și sentimentul de vină în fața oamenilor de cultură nu se prea termină în starea mea de sine. Păi, o să-ți explic de unde vine această sărăcie, cel puțin așa cum o văd eu. Și în perioada anterioară independenței noastre, cultura era finanțată mult mai bine decât acum, pentru că existau aceste comenzi de stat în filmări, în turnarea de filme, de exemplu, în montarea de spectacole, bine, și așa mai departe. Totuși, chiar de acolo se trage că recompensa sau plata pentru activitățile în cultură era mult mai mică în comparație cu recompensa salarială a altor categorii de bugetari. Uh-huh. Deci fie că e vorba de cadre didactice, fie că e vorba de medici sau de altcineva. Deci cultura se finanța, îmi cer scuze pentru acest citat din limba rusă, dar așa se spunea, pastata cinomu principu. Deci cultura se finanța din ceea ce mai rămânea din alte domenii bugetare. Ei, traversând această perioadă de independență, când noi am preluat de acolo niște experiențe, e adevărat că le-am adaptat la starea noastră și adaptarea nu a fost una ușoară, iată, această experiență se trage de acolo încă. Deci chiar și indexările de salarii care au venit pentru oamenii de cultură, ele au venit raportate la sumele acelea mai mici decât a altor categorii de salariați. Dar eu cred totuși că noi vom depăși acest cadru, pentru că există foarte multă înțelegere la ora actuală între toți colegii mei din guvern, vorbesc de colegul meu, ministrul finanțelor, domnul Arapu. Este foarte multă înțelegere din partea primului ministru Leancă, cu care am și avut mai multe întâlniri cu oamenii din cultură. Iarăși, foarte multă înțelegere din partea președintului Timofte, a președintului Parlamentului Corman, cu care am discutat această situație și am spus, nu se mai poate acest lucru. Și mă bucur să spun că din acest an, iată, chiar recent, a fost aprobată o decizie prin care oamenii de cultură au un suport la salariu cu 20%. Toți oamenii încadrați în cultură. Mie mi se pare un lucru foarte și foarte bun. Foarte frumos, acest lucru, da. Foarte bun. Eu vreau să te întreb dacă oamenii de cultură se bazează întotdeauna pe ajutorul statului sau totuși ei încearcă să se asigure din munca lor, din arta lor. Bineînțeles că... Și dacă știi un caz, uite, un caz foarte grăitor a unui artist care cu talentul lui a reușit, prin talentul lui a reușit să aibă și o situație mai bună, da, și cum a reușit? Sunt mai mulți din aceștia și îi cunoaștem cu toții la suprafață. Primul nume care îmi vine este Nicolae Bodros, de exemplu. Bine, că sunt mai mulți oameni din ăștia care aș putea spun că nu stau cu mâna întinsă la stat.
Și acest lucru depinde în primul rând de talentul lor și de geniul lor, pentru că Nicolae Bătgros este un om atins de geniu fără îndoială. Da. Dar dincolo de asta este un om extrem de muncitor. Acest lucru s-a referit și la unei artiști plastici, de exemplu. Vorbesc de același Tudor Zbârnea, un foarte bun artist plastic modern, de același Simeon Zamșa. Vorbesc, de exemplu, de unei artiști de-ai noștri de la operă, care, din păcate, sunt prost salarizați în țară la noi, dar au contracte în străinătate și se duc acolo și sunt plătiți bine și merg, să zicem, Dinu Tamazlăcaru, un artist al Vienna Stats Ballet, din câte mi-aduc aminte, care are un salariu foarte bun acum, sau Valentina Nafornița, sau alții care, grație talentului și muncii lor, au știut să-și facă o situație materială bună și care nu depinde de alocările. Eu cred că îi mai caracterizează ceva pe oamenii ăștia. Mie mi se pare, da, este o părere pur subiectivă, da, că este nevoie de disciplină. Categoric. Oamenii categoric. Și de dedicație. Da. Adică funcția ta este și una politică. Deci tu ești un om politic. Așa este. Și ești în politică de mult. Faci parte dintr-un partid politic. Cum ai ajuns tu în politică? Ce te-a determinat să vii în politică? Probabil că calitatea asta a mea personală, niciodată nu am putut să fiu indiferentă față de activitatea socială, să-ți spun. Deci, există oameni care trec foarte ușor, de exemplu, pe lângă tot felul de activități. Soțul meu mi-a spus, acum o să fac o dezvăluire. Adică dacă te-aș fi cunoscută în școală, așa cum erai tu, deci, pe scenă, activistă și așa mai departe, niciodată nu măsuram cu tine. Bine, asta a fost o glumă, pentru că el este o persoană foarte calmă, introvertită, în sensul bun a acestui cuvânt și așa mai departe. Ori eu sunt extravertită prin definiție, așa. Și tot ceea ce se întâmpla în jurul meu, din copilărie, așa mi-aduc aminte, nu de ce cineva mă impunea să fac treaba asta, dar nu-mi închipuiam altfel. Nu te lăsa indiferent. Exact, exact. Pe urmă, studiile mele de istoric și de om care întotdeauna a fost cel căruia i-a fost interesant ce se întâmplă în jurul său, din punct de vedere politic, și în țara noastră și în afara ei, probabil că au determinat acest lucru, aceste două motive au determinat ca să nu fiu indiferentă nici de mișcarea politică de la noi. Deci eu am fost cea care am susținut din tot sufletul mișcarea de renaștere națională, fiind încă la Moscova, la post-universitare, pentru că am fost încântată de modul în care s-a produs această schimbare la fața țării noastre. Dar cum te simți tu? Diferit. Îți place? Cred că da. Îți plac provocările? Cred că da. Cred că da. Dacă nu mi-ar fi plăcut, categoric nu mă regăseam aici. Dar eu nu pot să-mi închipui cum poți critica, de exemplu, ceea ce se întâmplă în țara ta, cum se întâmplă foarte des la noi. Că asta e rău, asta e rău, și să nu participi, să nu pui umărul, într-un fel sau altul, atât cât îți permite, nu știu, starea ta, cunoștințele tale la acest lucru. Eu m-am văzut obligată să particip și de aceea cred că m-am regăsit în politică. Și vreau să-ți spun că sunt fericită să mă regăsesc în echipa Partidului Democrat, care m-a și delegat la această funcție. În echipa ta și în alte echipe în care ai fost, au mai fost și sunt femei politicie. Da. Și eu aș vrea să te întreb o părere din interior. Cum sunt femeile în politică? Mai ales să te întreb dacă se schimbă după ce intră în politică, dacă le schimbă funcția, dacă devin mai dure, dacă devin mai flexibile. Cum sunt? Cum le vezi? Dacă există acea gelozie care există și între artiști, cum este? Femeile în politică sunt diferite, la fel precum sunt și bărbații. Femeile, în general, sunt oameni. Da, nimic omenesc nu le este străin. Așa-i. Femeile sunt admirabile în politică, unele dintre ele, altele mai puțin. Femeile pot fi cele care îți produc impresia de admirație, pentru că știi că în spatele lor
dincolo de, de activitatea lor politică, mai este o activitate pe care o cunoaștem noi cu tine tot foarte bine, exact, nu? Da. De activitatea de soții și de mame și de gospodine. Cât de banal n-ar părea acest lucru? Dar... Această... Nu, pentru că pentru bărbați câteodată acest lucru poate să pară banal, că zici, domnule, cum se îmbină aceste lucruri? Dar responsabilitatea ta de mamă, în care tu știi că ar trebui să ții cont de faptul dacă copilul tău a mâncat, dacă a fost destul de bine îmbrăcat, da, în vara sau iarna, dacă este răcit, să știi și a luat pastila sau a făcut gargarele. Iar în acest timp, tu încă trebuie să fii foarte responsabilă, să știi că te pregătești de un discurs, de exemplu, da? Sau de o întâlnire foarte importantă cu cineva din afară, sau de, trebuie să-ți dai opinia ta de expert într-un proiect de lege. Și acest lucru, aceste lucruri se suprapun, păi acest lucru dă femeii capacitatea de a se manifesta total diferit în politică. Asta da provocare. Da, asta da provocare. Asta da provocare. Și foarte multe femei fac față cu brio acestei provocări. Eu chiar, sincer, am spus-o și o spun de foarte multe ori. Admir femeile din Republica Moldova. Sunt nume pe care le cunoașteți. Doamna Raisa Polski, de exemplu, care este președinta unei dintre cele mai importante comisii parlamentare. Deci, dincolo de toate, această femeie este eminamente un profesionist care cunoaște din fir a păr procedura juridică, fiind altădată avocat parlamentar, fiind altădată judecător și iată a ajuns deputat și președinte de comisii care determină și expertizează toate proiectele care ajung în Parlament. Mie mi se pare că ea se manifestă de o manieră admirabilă și este o femeie frumoasă și are un discurs minunat. Și este și o gospodină extraordinară. Am mâncat sarmalele ei, na, extraordinar. Ce să zic. La fel colegilele mele, da. Foarte creative, eu aș spune. Așa este, doamna Valentina Stratan, doamna Valentina Buliga. Da, sunt foarte creative, dar eu, știi ce mă gândeam? Dacă în funcția de ministru poți să fii creativă. Trebuie dacă fiind funcționar poți să fii creativ. Și cum faci să fii creativ? Of, cel puțin în postura de ministru al culturii ești obligat să fii creativ, pentru că, de exemplu, dacă te duci la un spectacol, la teatru, la un premieră, trebuie să fii creativ la deschiderea unui festival, de exemplu. Pentru că dacă te duci și spui că oameni buni, bună ziua, vă salut la acest... și nu spui ceva care ar vedea oamenii că tu, în general, de fapt, știi ce se produce în scenă, că tu, de fapt, iubești teatru, că tu ai o experiență de spectator de teatru și de om care știe să disemineze niște lucruri, iată, la Teatrul Ionescu, de exemplu, de Teatru Național, de Teatru Ginta Latină. Trebuie să fii creativ în discurs? În discurs și în aprecieri și în, cum să-ți spun eu ție, și în manifestare. În manifestare. Pentru că dacă vii ca un oarecare și spui un discurs oarecare, mi se pare asta lipsit totalmente de spirit. Uh-huh. Oamenii trebuie să vadă în general că tu te mulezi asupra situației și încerci să percepi situația diferită de altă situație. Uh-huh. Și atunci ești creativ, așa mi se pare mie. Da. În abordările pe care le avem noi, în actul de creație, dacă nu ai o abordare creativă, atunci nu știu dacă poți pretinde că poți conduce acest domeniu. Da. Dar pentru a deveni artist este nevoie de talent. Pentru a deveni ministru, de ce este nevoie? E o întrebare foarte dificilă. Trebuie să ai nevoie, să începem de la rațiune, trebuie să ai nevoie de un suport politic pe care ți-l oferă echipa ta, dacă ea este cea care participă, să zicem, în actul guvernării. Dar dincolo de acest lucru, uitați-vă la marea majoritate a ministrilor care sunt colegii mei de guvern. Trebuie să ai și ceva care se numește carisma, așa cred eu. Trebuie să ai, pentru că dacă nu ai, riști să ajungi și eu cred că marea majoritate a colegilor mei sunt foarte mulți buni profesioniști. E adevărat, dar din lipsă de carismă nu se pot manifesta. Exact. Și acest lucru trebuie să fie prezent atunci când organismele politice înaintează anumite candidaturi la această funcție. Uh-huh. Uite, această latură carismatică a unui om trebuie să fie prezentă și mie mi se pare că atunci ea aduce succes în funcție. Spune, Monica, frumusețea va salva omenirea.
cu siguranță, Sanda va salva lumea, știi? Cu siguranță, acest citat care îmi place foarte mult de la Dostoievski și pe care trebuie să-l înțelegem mult mai larg. Cineva mi-a reproșat sau chiar poate întâlnisem asta undeva într-un film sau cineva a spus, domnule, cum poți să crezi că frumusețea va salva lumea? Pentru că germanii care au dat lumii pe Schiller, pe Goethe, pe Wagner, de exemplu, nu-i așa? Da. Și foarte, foarte multe alte nume extraordinare, da, din cultură, au început, de exemplu, Războiul Doi Mondial, nu-i așa? Da. Și s-au manifestat de o manieră pe care o cunoaștem în Războiul Unu Mondial, prin orori și prin multe altele, ca să nu obișnuim acum germanii, pentru că ei nu trebuie să se simtă frustrați și noi am făcut păcate multe în istorie, ca toate alte națiuni. Dar frumusețea în sensul general al acestui cuvânt, iată cum spuneam cu tine, dacă să te regăsești, te duci, nu știu, și privești un lan de grâu sau admiri floarea soarelui. Iată, eu revenind din satul Tănătari, alaltă ieri, raionul Călăraș, mă gândeam, Doamne, îți mulțumesc că ai dat în acest an o primăvară lungă, diferită de cele care au fost anterior și putem vedea niște lanuri pline de floarea soarelui, care altădată erau arse, iată, în anii precedenți. Da? Și tu vezi acest lucru și te gândești, Doamne, ce frumos este, pentru jumătate de oră ești un om frumos și dăruiești lumii bunăvoință, căldură și seninătate. Da, în acest sens frumusețea va salva lumea. În sensul în care noi vom încerca să vedem partea frumoasă a lucrurilor, nu-i așa? Inclusiv și în politică. Pe mine mă supără când lumea zice, vai de mine, politica este cea mai proastă îndeletnicire pe care poate să o aibă oamenii. Așa, știți cum oamenii preiau niște clișee și politicienii și politica toți este așa. Rei, proști, vandabili, tâlhari și hoți. La care eu spun, dar ce, am întâlnit puțini medici care ne desplac ceea ce fac ei? Sau puțini pedagogi? Sau puțini agricultori care fac diferit de ceea ce ar trebui să facă, nu? Da. Așa că trebuie să găsim lucrurile frumoase și în acest sens frumusețea Sanda va salva lumea.